România, de 30 de ani, se află sub o zodie nefastă. Partidele care s-au perindat pe la guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR, mai ales în ultimii 5 ani, au reprezentat practic nu o coaliție care să îmbunătățească nivelul de trai al românilor, ci o coaliție a sărăcirii românilor spunea colega noastră în introducere despre nivelul de trai, despre, știu eu, creșterea, îmbunătățirea situației financiare a românilor. Păi asta s-a făcut prin inflație. Numai în 20 de ani, în 20 de ani, masa monetară a crescut de 6 ori. Deci, aceste alegeri, acest an, va pune, pe de-o parte, o coaliție a sărăcirii românilor și o alternativă, probabil printre puținele sau unica cu șanse reale, o alternativă care să pună în primul plan interesele românilor. Pentru că veți vedea din programul de guvernare, se pune accentul foarte mult pe valorificarea în interesul românilor a resurselor naturale și a resurselor umane din România. România are nevoie de o reformă profundă în plan monetar, fiscal, reglementativ și administrativ, iar principalele linii ale programului de guvern. O să iau în mână microfonul că mă simt mai bine așa, am impresia că se aude și mai bine. Deci România are nevoie de o reformă profundă în plan monetar, fiscal, reglementativ și administrativ. Iar obiectivul oricărui program de guvernare trebuie să fie îmbunătățirea până la urmă, principal obiectiv, creșterea nivelului de trai, creșterea puterii de cumpărare a românilor. Ăsta este principalul obiectiv economic și lui se circumscriu absolut toate tipurile de politici monetare, fiscale și uh, reglementative.